La orice produs cumpărat de pe PC Garage, folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Hai, colegul, că avem sinucigași. Unde ai spus că e? La schelele alea, la construcții, unde măcar au aia mai. A, la construcții, am înțeles. Hai, că merge repede acolo. Iar vreun amărât pe care l-a părăsit nevasta, d-astea, așa? Da. Probabil, cel mai probabil, că ăștia sunt mereu. Înțeleg, înțeleg. Sper să fie unul fericit. Să zică, băi, eu mă arunc de fericire, nu de altceva. Ar fi ceva. Trebuie să schimb și cauciucurile pe astea. Au rămas sale de iarnă? Nu, dar s-au cam tocit. A. Tu auzi stația până sus? Nu cred. Urcăm? Hai, dați-vă jos după Macara, vă rog frumos, imediat acum. Dar nu cred că m-a auzit. Hai să urcăm ușor. Hai să urcăm ușor. Sper să mai dăm, de el, să nu se fie aruncat deja. Păi aici apare liniște. Auzeam. S-a aruncat? Da. Este-ți bine mai... Mă... S-a spulberat, arată urât, că eu nu mă uit dacă arată urât. E urât, e tot roșu. Nu ne apare de la sânge, așa e îmbrăcat. Am înțeles. Păi pe ăsta ce să mai salvezi, care toate oasele rupte. E, s-a dus. Mai are rost să mai chemăm medicul? Doar să constate că a murit sau ceva. Chemă, moare ceva. Dau acum pe stație. O ambulanță, moare ceva aici la șantierul de lângă dealerul de mașini. Un om decedat, dacă se păscă. Bine. Auzi că o să vin. Așa, păi să vin. Să nu lași pe nimeni să intre aici. Nu lăsăm, nu. Dar mașina mea unde e? Ai tras până de mă? Nu. Da. Unde mi-e colegul mașina? S-a dus, nu știu. Frâna de mână ca frâna de mână, dar... Da, nu ești tu. Mai e. Caolo, ce-a băzut? Eliberați zona, nu stați deloc aici, vă rog frumos, imediat plecați. Colegul, ci că mai e unul sus. Încă unul sus? Rămâi tu aici, da? Nu știu ce mi-a zis domnul. Da, rămân aici. Cum era îmbrăcat domnul? Și mașina mea? Dar e sus de tot, unde dracu e ăsta? E cineva aici? Sunt eu. Unde sunteți? Sunt mai sus. Mai sus? Mai sus, uite-mă aici, mă, șefule. Doamne. Cum v-ați urcat, doamne, până aici? Cu talent, obie, cu talent. Cu talent? Haideți să ne dăm jos tot așa cu talent. N-am voie, domne, n-am nevoie. N-aveți nevoie sau n-aveți voie? N-am niciuna. Păi și de ce nu vreți să vă dați jos? M-am sinucit, domne. De ce? Mi-a murit cățeaua. Cățeaua? Da. Haideți, domne, jos, că cățeaua e jos acolo, în mașină, la mine, haideți. E vie. Nu vreau, domne, nu vreau. Domne, n-au zis că e vie cățeaua, ce dracului? Am mormântat-o în spatele casei. Domne, e vie, a ieșit din, e plină de pământ, a ieșit de acolo.
E rănită la picior, într-adevăr, dar e vie, doamne, ce dracului. Nu vă cred. Păi veniți jos să o vedeți, că e acolo. Hai că vin. Haideți, ușor. Dar s-ar putea să mai cad și eu așa puțin. Nu cădeți, luați-o ușor, ușor, ușor. S-ar putea să cad, pentru că sunt mai beat așa puțin. Înțeleg. Că am și uitat pe unde cobor. A, uite pe aici. Pe acolo, pe acolo. Ușor, ușor. Nu știam de ce schelele acolo, că am găsit-o și noi, vă dați seama. Dar sigur e vie? Dacă eu zic. Colegu, mă auzi, colegu? Haideți, domnul Șoc. Colegu, mă auzi? Da, da, da. Pune cătușele lui domnul ăsta de aici. Haideți, Șoc. De ce am făcut? Stați ușor. Nu, n-am, așa, nu vreau. Te rog eu frumos, domnule. Stați cu spatele la mine. Aolo. Eu stau aici să nu se mai auge din nou. Așa. Domnul era cu picină. V-am pus cătușele, nu vă arestează nimeni, doar să nu vă urcați din nou, să vă aruncați. Unde e cățeaua, Bela? E moartă, Bela, domne, dacă ați îngropat-o, doar nu se întorcează morți, ce dracului. Eu v-am mințit ca să vă dați jos, să veniți aici, să vorbim, să ne înțelegem și noi ca oameni. Că mi-e frică, doar în înălțime, să stau eu sus, acolo. Că de ce nu l-ați trimis pe colegul dumneavoastră? Păi și lui e frică, de asta a rămas jos aici. De-aia a rămas. Păi chemați pe... Îi chemați pe oamenii ăia care au sunat. Haideți, domnule. Să trimite mai. Că-ți arunci un câine după bloc. Cum a murit, domnule, Lanca sau cum o chema? Laica? Laica? Dica? Bela, domnule, Bela. Bela, așa. A călcat o mașină. Saga. Măcar a murit fără chin, domnule, a murit direct și gata. Da, era și bolnav, avea 12 ani. Da. Era bătrână. Ce să fac? Am chemat niște colegi să vină cu mașina. Da, să... cheamă un coleg. Mașina mea nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Doamne, dacă te mai urcăm, dacă te mai prindem că te uiți acolo, că te urci pe schelele astea, îți dăm pușcărie, doamne, să știți. Aolo, dacă s-ați venit. Păi data viitoare nu vă mai cred, domne. Bună, colegi. Păi nu o să mai există data viitoare. Dacă nu vă potoliți cu... Cum o chema? Bela. Dacă nu vă potoliți cu Bela, vă băgăm la spitalul nou. Și stați acolo, închis și gata. Și nu cred că vă convine prea mult. Nu convine, doamne. Hai să facem un exercițiu mic, strigați pentru mine. Bela, hai afară! Bela, hai afară! Bela! Nu, vă ascultă, că dacă e moartă. Eu l-am făcut să strige, Bela, hai afară! S-a auzit un câine pe fundal la el și chiar cred că are un câine pe care îl cheamă Bela. A zis cumva ăla că cere 1000 de euro. Ce face? A zis că cere 1000 de euro. Am zis să-mi cer 1000 de euro, domnule. Legați, dai aici mai repede. Gata, gata, să mă rămân. Au luat scos puleanul pentru mine. Scoate-i cătușele, coleg. Nu, că nu-i pentru asta. Scoate-le tu, coleg. Așa, ușor. V-ați liniștit, da? Da. Mergeți acasă, că viața e frumoasă. Vă mulțumesc, domnilor polițiști. O zi bună. La revedere. Seara frumoasă. Mersi la fel, domnule. Seara frumoasă, domnule. Vă mulțumesc că salvați orașul, domnule. Da, da. Mulțumim și noi. Da, data viitoare, vă rog eu frumos să nu mai veniți atâția. Păi am venit să ne asigurăm, domnule, că viața dumneavoastră contează pentru noi. Da, domne, da. Păi nu. Mai mult m-ați speriat dumneavoastră că ați venit așa. Dar nu așa e de speriat, v-am zis doar să nu vă sinucideți, asta e treaba, nu vă bagă nimeni la pușcării. Dar nu, așa. Dacă v-ați calmat, este ok. Faceți mai degrabă o mormântare frumos, nu aruncați în spatele grădinii, s-o îngropați și gata. O mormântare frumoasă, pomană frumos, normal. Dați la alți câini de pe stradă niște osișoare, ce a mai rămas de la ea. Dacă este, mai au alt câine. Păi, asta este. Nu mai bine, domnule, să trăiți. O zi bună. O zi bună, domne. La revedere. Vă mulțumesc. O zi bună. Eu m-am pus aici ca să se mai urce din nou. Bela. Bela.
Eu chiar am, eu, s-a auzit un câine pe fundal la el și am zis Bela, hai afară, ca să zică el, ca să își trigăruiască căselul, să-l latră mai rău. Că la mine așa face Timo, dacă strig Timo aia. Mergeți voi amândoi cu o mașină și ne lăsați nouă odace? Da, da, mergeți. Nu, urc la cineva, nu e problemă, fiecare cu mașina lui și urcă și noi la băieți. Urce și pe mine până la secție. Că am impresia că a luat-o un coleg, a crezut că e mașina lui și mi-a lăsat-o acolo. Gata, colegul. O să mergem ușor că are garda în jos. Da, da, da. Sper să nu se întoarcă nebunul ăla cu cățelul lui Bela. Să sperăm, ar trebui să închidem accesul. Să arunce după Macara. Păi ar trebui că... Ar trebui să închidem accesul. Nu grăbiți? Nu, mă grăbesc. Nu, nu, nu. E colegul. Și de ce avea spus-o în voia să arunce că i-a murit câinele? Da. Ce motive, mă, așa. L-a călcat mașina pe câine și că l-a îngropat deja și că s-aruncă pentru câinele. Bă, acum eu nu înțeleg că până la urmă câinișorii ăștia pe care îi luăm la noi în familie devin și ei membri familie, știi? Dar totuși s-a atașat și astea, vă dați seama că îl înțeleg pe om. Dar nu, trebuie doar să ne sinucidem nici pentru orice în lumea asta. Într-adevăr. Că viața noastră e mai importantă decât orice. Corect. Mai puțin domnul de dreapta cu bicicleta, că bă, că e dezbrăcat, umblă așa să răcească. Ce vrei? Dar trage bine mașina asta, domnule, adică se aude sănătos, așa. Da. Am auzit că vor să ne mai schimbe așa, să ne mai bage și nouă ceva mașini mai noi. Ești bine, bre? Ar fi ceva. Măcar, drag, mai schimbă. Momentan se caută, se negociază cu ăștia. De pe vremea lui Pușcatu. Pe vremea lui Pușcatu, dar uite că încă trage, e bună. Trage bine. Să trăiești, colegul. Să trăiești, colegul. Cum merge treaba? Bine, cum se meargă? Greu, cu toți nebunii pe aici, prin... Da, de mine. Nu știu cine mi-a luat mașina, am înțeles că mi-a luat-o un coleg sau ceva, dar nu știu unde e. Nu, 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 eu acum am venit cu Dacia, cu voi, nu. A, înțeleg, înțeleg. Îți iei tu mașina ta din garaj de acolo? Da, hai că iau eu, deci. Hai. Vrei să conduci tu? Nu. Eu. Mergem cu aceeași mașină sau mergem cu mașini diferite? Nu știu oricum, nu am treabă. Ai băgat și radarul ăla? Asta fac acum. Setez. A schimbat brăduletul ăsta, că e la mine la, de când e mașina așa l-a lăsat. La, că la miroase... puțea o urât. Ce-a făcut mă ăsta, a intrat în ăla? Mai o știa, sigur. Miroase așa, fresh. Bă. Miroase a nu. Da. Uite, la tine e problema clasică cu Dacia asta, nu se închide capota ca lumea. Am dus-o, dar nu, nu mă repar. Nu mai au ăștia piese pentru Daciile astea vechi. Să vedem, poate ne găsește și nouă șeful o mașină așa mai de anii noștri. Adică nu de vârsta noastră, din banii în care trăim acum. Da, da, da. Mi-am dat ăsta. Măcar un 93 să fie așa. 93-95. Ia auto pe ăsta. Ia-l. Sau pe tine. Bună seara. Bună seara, domnul meu. Ne-ai auzit? Vorbiți cu noi? Parcă ar avea geamuri, dar n-are geamuri. Da, da. Spuneți. Agent principal, să te pot vorbi de la poliție alături de colegul meu. Da, mă auziți? Da, să ne prezentați și nou un buletin, permisul auto și actele mașinii, vă rog. Desigur.
Domnul Ichiha Sasuke. Ichiha Sasuke, da. Așa scrie, citesc un site. Da. Doamne, mai devreme ați trecut pe roșu, ați mers cu viteză în halul ăsta de cercul. Da, mă duceam la un prieten, domnule, trebuia că părăpea cineva în aibă să-l ia. A, și dacă vă duceți la un prieten, asta putem înseamnă că puteți să mergeți haotic până acasă. Are dreptul să meargă cu 200 la ură. Ce drag. Haideți, domnule, că nu mergeam de mai puțin de 150, că asta frânează 10 metri în față. 10 metri mai e destul. Mai puțin de 150, a zis? Nu, zic, sigur mergeam cu mai multe 150. Cam așa. Păi și pe aici cam cât e limita legală? Pe aici? Da. Pe autostradă. Nu e autostradă. Sau... Asta e bulevard. Așa, 110. Și se merge cu 70 maxim, pe autostradă e 110. De asemenea, permisul auto va expira, din câte văd aici. Păi mi l-a expirat, mi l-a luat un garci. A, și mai. Deci dacă vi s-a confiscat permisul, mergeți fără permis? Păi mă gândeam că nu mă prinde și de asta. Aul. Ia să te dai jos de mașină, să vie pe trotuar aici. Ma. Hai ușor aici. Acolo. Și să știi că nu mi-a plăcut reacția ta cu aia acum. Ma. Așa că o să faci și o percheziție micuță. Stai cu fata la gard acolo. Îl percheziționezi tu, colegul? Da. Până atunci trag eu mașina mai în față. Aveți grijă, s-ar putea, nu știu ce am văzut. Depărtate. Ceva ilegal de declarat, arme, substanțe ilegale, ace, cuțite, ceva am care doar se înțep. Gogoi și... O să eu las în parcare aici, la handicapați. Ca să nu stai în mijlocul străzii. Haideți la mașină. De păi ce? V-am spus, mă gândeam că nu mă prindeți. Avea ceva la el, colegul? Nu, n-avea nimic. Bun, așa. Haideți pe partea cealaltă în spate. Pe partea cealaltă. Urcă-te tu la volan. Puneți-mi și centura, dacă... Stai să închid ușa asta. Oh. Maaa! Aolo! Aolo! Vai de mămițica mea! Mamă, ești bine, domnul, cu bicicleta? Chemați un medic repede, că s-a lovit la picior. Maa. Hai să mergem. Dai de cap, mea! Atâta... Mai de pula mea! Băi, nene, s-a catapultat ăla, e nebunit! Pa! S-a catapultat, băi, nene, băiatul meu! Ia uite-l și pe ăsta. Doamne, ce... Nu și-a luat ăla permisul. Ce vorbești? Ma. E jungla orașului aici. Păi da. Și eu treceam strada, mă duceam să iau niște mâncare și era să mă calci. Mhm. Păi dacă nu treci pe la trecere, normal că poate să facă altceva. Agă pe handicap aici, sau mai unde vrei tu. Dar îmi place la pe handicap, că... Parcă... Mi se potrivește caracterului, eh? Da. A, deci tu aveți grijă la cap. Da. Nu v-am zis. Dacă nu vă ziceam... Hai că oprești pe sirenele astea. Haideți, bă. Să blochezi mașina. Curge ceva sau... Okay. Ușor înainte, acolo, în secție. Da. Nu, că știu drumul. A, ați mai fost. Da. Băi, nene, cu s-a catapultat ăla, mâncavaș. Mamă. Haideți la stânga, la celălalt. N-aveți acces acolo. Aveți acces în stânga. Într-o celulă. De stânga. Așa.
Da, nume, prenume? Ucica Sasuke. Ah, am înțeles. Vârsta? 20 de ani. 20 de ani. Data nașterii? Aici ne cunosc că n-am avut părinți. Nu știu. Păi, și când vă scăpați ziua? Când e ziua dumneavoastră? Uite aici să... asta! Pe 4 octombrie. Îți las dosarul lui aici să-l faci, da? Să completezi. Okay, da. Mulțumesc. Domnule, veți avea o... pentru... Când ați făcut, veți avea o amendă în valoare de 400 de lei și 5 luni de stat de la penitenciar. Vă permiteți amendă? Puteți să-mi o dați mai mare să nu vă permit? Nu. La limită, aveți acolo. Și glume cu noi, este? Mi-o permit. Faceți și-o screenshot aici frumos? Vine cineva. Haideți, înțați-mi și vă. Bună, colegi. Bună. Adesea ți-l-a zis, facem o mică percheție. Amenda a fost achitată, sentință ușoară acolo. Da. Desigur. Fața la zi. Grijă la gauz. Aveți ceva de declarat? Nu. Nu aveți nimic la gauz. Să iau dosarul să-l pun. Vezi că mă descurc eu cu dosarul acolo. E complicat? E completat dosarul? Bine? La focul. Așa, colegul. Te rog frumos, calculează domnului pentru conducere fără permis. Altul fără permis, auzi. Și... băi, s-au găsit toți. Un nume, un nume, colegul. Domnul Mario. Domnul Mario. Și tu vorbești, colegul. Și ce-a făcut? Condus fără și permis. Și 20 de ani deja a rămas fără permis. Și a ajuns la închisori. Și lipsa acțiilor. Și 100 la oră. Și 100 la oră. Domnul Mario. Veți avea o amendă în valoare de 750 de lei pentru depășirea limitei de viteză. Văd că și aripa dreaptă e puțin înfundată așa, de când m-am urcat în ea. Da? Da. Da, e veche, corect. Uia și cu cina, uia și asta. Veche, veche, dar parcă ai mai stricat-o un aro. Asta la fel e stricat-o un pic. Mă gândeam că ai uitat. Eu iert, dar nu uit. Ai mai vorbit cu... se aude un urs. A sunat la poliție că se aude ursul, hai până acolo. Unde? Aici în față, nu? Cred că da. Asta e parcarea de lângă pădure. Pe și-o luăm pe drumul ăsta sau... nu, stai așa, stai. Aveți grijă. Care-și maici? Eu îl surat. Unde urs? Ori am eu ceva la cap, ori am avut ceva în tufișul, vedeți mai în față un pic. Unde? Măcar dați-vă jos de pe bicicleta. Scoate lanterna, colegul merge pe tuneric. Fiș oarecare de zona asta. Niște foșnete așa mai ciudat și așa un răget. Dar văd eu prost, în atin două. Acolo în față. S-aud păsări, colegul aici. Cărea e și atât, nu. Ce e la în față? Unde? Ai un copac. Mamă, mai sper. Pe căvră în el. Mulțumesc nu frumos, e niciun urs aici. Nu e doar niciun urs. Am panicat degeaba. Adumitare, ce căutați aici, doamne? Mă plimb așa. În tunericul ăsta așa. Mă plimb că eu să-și ia cu scheme cu de-astea. La miezul nopții cu bicicleta pe-n pădure, așa, ce idee bună. El e cu scheme, n-auzi. Foarte inteligent. O seară frumoasă. Nu mai bine. Bă, ăsta o arunc și-o în spate aici. Bun, acolo, da, ca să ne mai fie la îndemână mai. Cursă. Cursă ilegală. Dă-i blană.
Nu, cred că mă lasă puțin rezervă. Ce, îți merge bine ăsta, coleguțul? Stația asta de aici, așa? Merge. Bun. Merge bine. E imediat după magazin pe stânga, să iei invers, pe aici au pe contrasens. Aia pe contrasens. Așa. Pe pată de urgență. Așa. Autobuzul vrea să meargă el pe banda de urgență. Da. Nu, avea stația acolo, cred. Nu e nimeni aici. Aici? Ai zis? Nu știu. Cred că ne-am luat țeapa a doua oară. Rămâne și fără benzină. Ha, hai că ne retrage, că deja se întunecă, nu mai am chef. Merge la secție. Poate o scot și în seara asta pe Angela. Așa că te întrebam înainte să primim apelul ăla. Ai mai vorbit cu domnișoare? Na, nu m-am întâlnit, că mă ocupam și eu cu munca ei pe tura aia altă și nu ne intersectăm prea des. Dar acum am arătat și mai devreme și poate de seară mă duc pe la ea să văd dacă uh-huh. Este la un suc. Că ea e mâine de la 2 intră. Ia-ți niște ore libere și poate... Nu vreau să-mi iau nici ore libere, că nu. Vreau să avansez și un grad, nu vreau să fiu ăla care își ia liber. Da, cum crezi tu că e mai bine? Da. Campus de 50 de lei. Ajungi. Hai să ne retragem, colegu. Baga în serie, să ajunge repede. Baga acolo. Mi-e și foame. Dar mănânc acasă. A, nu vreau să mai mănânc chiar de-astea. Mănânc când fac o supă, ajung acasă, că am pliculeț de ăla. A. Nu e chiar cea mai bună, dar e de ce? Măcar e caldă, e mai spăl și stomacul. Poate, poți e mai sănătos. A cât de Google și-a băgat în ultimul timp mă și-n graș. Mai ia somn. Să fiu atent pe aici, că tare mi-e că mi se unul în față. Deci ești cu sirenele. Da. Ia uite-l. Da. Ai zis, ai zis că-l văd acum. Altceva n-are de făcut. Ne luăm puțin de el? Ce faci, domne? Păi merg. Pe contrasens cu bicicleta aia? Aia am văzut că sunteți grăbiți cu girofare și n-am zis să vă deranjez. Am înțeles. O las pe marginea drumului, nu pe contrasens. Vreau să dau, dar la ce puteți aveți mereu. Da. Mergeți mai cu atenție. Domnule polițist, putem vorbi ce... Nu intrați aici, e zona interzisă pe dumneavoastră. Intrați în secție sau stați în fața secției? Las-o aici, nu opri. Las-o așa pe două locuri, dracu. Oprește sirena aia măcar. Da. Vă ascult. V-ați pierdut ideea? Nu, ziceam, am putea vorbi doar noi doi, că eu mai întrebat rog. N-am nimic de ascuns față de un colegul meu. Vă ascult, spuneți. Ok, atunci. Aș vrea să vin cu o propunere la dumneavoastră. Așa. Dacă vreți, aș putea să vă ajut să prindeți câțiva mafioți de pe din acest oraș. Colegul s-a dat pe stație, că avem un jaf. Mergeți la jaf. Așa, dacă vă rețin, pot să vă las. Da, ne scuzați. Okay. Bine, mai vedeți. Unde ești, colegul? Colegul, nu veniți și voi?
Gata, am luat armura. Veniți și voi? Da, 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 veniți și noi. Colegu, eu am întâlnire, trebuie să mă duc și eu să văd ce fac, mă scuzi. Păi ce spargă ăștia, mă, gazi? Ta. Bine, hai că încercăm să ne descurcăm în... Hai, hai că stai, dar vin așa, hai. Stai, 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 stai că vin și eu acum. Hai că aștept. Eu nu pot să vin așa, că îmi risc viața, dracu. Gloanțe, să nu... Da, 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 mi-au acum arme. Ce dracu... Așa, stai. Iau și o lanternă, pistol Carpați, două, 50 de gloanțe de-astea, un de-ăsta. Uite așa. Ce vestă, sper să aibă ăsta în mașină. Ai tu vreo vestă în mașină aici? Să mă schimb pe drum? Nu cred că mai am. Sau uite, coleg, e un spatele meu. Hai că mă schimb pe drum acum. Spune acum, hai că... Cu benzină, da. Da, la 50 de lei ne plimbăm cu Dacia asta o oră. Păi, da. O oră de mers cu viteza normală, nu cu... Acum, na. Și unde e spagerea asta? E la un magazin de pe autostradă, dar e nu la ăsta de aici, e la următorul. Aha. E destul de mult de mers. Ok, ok. Continuăm când ajungem acolo ca să nu facem episodul de 7 ore. Cred că mai în față-i. Da, da, ni s-a transmit să oprim sirenele. Da, 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 da. Lasă-o aici după colț, lasă-o aici în spate, la asta. Hai, hai, hai. Și să blochezi dușile, să nu uiți. Probabil tactica e că să zică că e doar o persoană sau da, două da, 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 da. Și să nu știe că suntem. Bine, doamne, ieșiți. Eu am cuțitul pe ăsta, eu am cuțitul pe ăsta. Eu am cuțitul pe ăsta. Eu am cuțitul. Capul meu, trag. Să mor, domn, trag. Bun. Sus, lăsați-l pe domn să plece. Nu lăsăm, nu lăsăm, bă, cuțitul. Suntem mulți, suntem înarmați. Nu mă interesează, eu trag, nu stai. Mâinile sus, poliția. Lăsați armele jos, sunteți înconjurați acum. Ajutor, doar nu poliția. Ajutor, ajutor. Mă, cuțetul mine. Hai, bossule, să facem altcumva. Mâinile sus, mâinile sus. Gata, gata. Ușor, fără violență. În genunchi, în genunchi. În genunchi, mâinile după ceafă. Așa vă trebuie de norociților. Du-te încătușează-i. Te-a băgat o bătă în cur. M-a lăsat acolo. Aolo, m-a traumatizat. Mi-a dat două. M-a luat atât tine firină dracu de prost. Ce faceți, domnule? Dar ce să lași până aici prost? Domnul în costum, dumneavoastră? Și mai era domnul. Ne-a dat cu pistolul. Ce dracu, s-au apucat tot să spargă magazinele și astea? Vă duc eu până acolo? Vă descurcați? Da, da, da. Am înțeles. Doar să-mi zici tu unde e. Să-mi dați un apel. E pe autostradă, la magazinul celălalt. Colegii, dați un apel în caz că... Da, da. Tot în față? Vezi dacă poți să întorci. Ia stânga aici, întorci.
Așa și pe autostradă o să fie un magazin pe dreptul la un moment dat. Da, da, da. La benzină, unde am pus benzină, de ce zici? S-au apucat așa să spargă în plină zi așa toate băncile astea, toate da. Magazinele, pardon. Dar chiar așa? Două magazine sparte în acea zi. Să nu fie ăla de voia să sinucidă, să zică că nu are nimic de pierdut acum și... Ei, na. Ar fi nasol. Luăm mâncățele, aducem mâncățel după stradă și tot rezolvăm cumva. Hai, că mai e un pic până acolo. Ce zici tu? Benzina, benzina mai duce? Două, ce până acolo o luăm și pe jos. Okay. E cineva în magazin? Nu e nimeni colegi. Afară din magazin. A, ba da, e cineva, s-a auzit cineva. Da? Ajutor. Afară din magazin imediat. Chemați o salvare. Haideți afară. Nu. Ușor cu mâinile. Mai e cineva în magazin? Nu, nu. Dumneavoastră ați pornit alarma? Nu, domne, a fost un om aici care mi-a dat cu but în cap. Ia. Yeah. Haideți ușor aici, la mine. Fără mișcă, iubiști. Colegul verifică magazin. Verifică acum. Ușor cu fața la perget. Ce face? M-am fricat la picior, la genunchi. Spuneți-mi repede ce ați lăsat pe jos. Ce ați aruncat? Domne, m-am fricat la genunchi. Spuneți-mi repede ce ați aruncat pe jos. Nimic. Ce ați aruncat pe jos? Nu e nimeni în magazin, dânsul era care a pornit alarma. Și era în spatele teșghele acolo, fură bani din casa de marcat. Da, apoi el asta aruncă pe jos. Da. Uitați spagii. Dar nu e în arma, nu nimic. Cum ați reușit să sperați să angajați de acolo? Să ne spuneți că aveți centura neagră la karate sau pe știți unul spune acesta. Cam mai auzit scuze din acesta. Hai, cu el la secție. Unii muncesc pentru banii ăștia, să știți. La noi, mașina aici. S-au intrat acolo, nu contează. Vă deschide aici. Haide, coleg, mă deschide aici. Pui tu centura? Da. Bine, ambele spargeri n-au fost... fost... Să stea vreo 30 de luni. Ușoare. Bine. Aruncat ceva. Haide. Aruncat ceva? Bine. Ai văzut ce a aruncat? O armă sau ce era? Cred că niște bani erau. Bani pe care îi furase de acolo, din casa de marcat, exact, exact, da. Am înțeles. Cel mai probabil. Înăuntru am verificat fiecare culticioș, nu era nimeni. Na, apoi el a speriat acolo. A amenințat că are arme și s-a speriat. Da. Acolo e o bătrânică, oricum, care vinde la magazinul ăla și de asta, probabil. La ieșire de acasă. Ce să mai angajez în sens. Așa mă fac mai mult. Ma. Hai că era sus și lovesc. Dar? Zici, domne, că am și eu copii.
Ce a spus că ai scopit și v-a lăsat să-i luați banii din casa de Marca, nu? A, deci prin vorbe... A scos arma la mine, dar... A, ați apucat să-i dați una când a scos arma la mine. Deschideți-mi ușa, vă rog. Stați-o, scoce tu. Mai spală, colegul, știu mașina asta. Era curată, dar... Cagă pe nasos. Era curată azi. Dacă ai fost cu ea pe acolo, pe un Sandy, pe la țară, să facem. A trebuit cu oamenii aceia. Hai, ai grijă cu băiatul ăsta. Tânărul ăsta. I-am făcut-o pe Hei, să nu era în Arman, nu? Da. Poți să mai faci una ca să... Mă retrag și eu, colegul, a fost o plăcere. Mă, mai dorm și eu două ore și pe aia mă duc să văd dacă mai dau de Angela. Succes cu domnișa. Mersi, mersi. Pe doamnă, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta. Vă mulțumesc mult de pe toată atenția acordată. N-am vrut să fie chiar atât de lung, dar s-a întâmplat să fie două spargeri. A doua spargere s-a dus băiatul. Domn polițist! Domnul polițist! Da. Știi să-i faceți ceva? Nu, mă pricep, sunați la salvare. Nu răspunde nimeni, îl putem duce împreună la spital. Vă rog frumos, am mașina aici. Pe și cum să-l iau, domne? Nu știu, luăm dumneavoastră, luați de picioare. Nu pun mâna, domne, nu pun mâna pe mort. N-aveți voie să-l luați de acolo, trebuie să chemați, să chemați salvare. Nu nu puneți mâna, nu puneți mâna pe mort, că poate a fost ucis. Cum să fiu ucis, că am văzut eu ce-am bățit. Atunci lasă, domne, acolo, că rănești mai rău. Ce trebuie că chemați polițistul să dea rez? Da, frate, v-am pupat, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată și vă mulțumesc că sunteți alături acolo și că dați like-uri mereu. Prr! V-am pupat, să aveți o zi perfectă în continuare. Ciao.